toată lumea, de orice. Doar că unele pot duce rapid la moarte. Una dintre aceste adicții este cea de droguri. Anul trecut, 19 persoane au murit din cauza consumului de substanțe interzise. Medicii spun însă că această adicție poate dispărea. Haideți să intrăm aici, în sala de socializare. Aici stau pacienții, se relaxează, avem jocuri, cărți. Aceasta este o rezervă pentru două persoane. Toate rezervele au baie. Este primul centru rezidențial pentru dependenți. Aici pacienții primesc toată atenția de care au nevoie și mai ales tratament de specialitate pentru orice dependență. După ce trecem de perioada de sevraj, este necesară includerea în niște măsuri psihoterapeutice de durată lungă. Deci psihoterapie individuală, includerea în niște grupuri de suport, terapie de familie. Ceea ce nu se întâmplă în spitalele de stat. Acolo toxicomanii sunt internați doar pe perioada sevrajului. Chiar medicii de la Agenția Națională Antidrog recunosc lacunele sistemului. Locurile la tratament pentru persoanele consumatoare de droguri sunt limitate. Acest lucru este datorat și resursei specializate pentru asistența consumatorilor de droguri, dar și resurselor financiare și logistice pentru tratamentul acestora. Dar dependențele de alcool sau droguri nu sunt singurele. Printre pericole sunt chiar substanțele din alimente. În medie, zi de zi, mesele unui român au o valoare nutrițională de 3500 de calorii. E un semn clar al dependenței. Iar la un moment dat, cei care se alimentează peste măsură ajung pe masa de operații. Există un astfel de context tradițional. Pe de altă parte, cred că avem și o problemă legată de educație. Va trebui să înțelegem că orice exces dăunează. Sunt foarte multe afecțiuni urologice care sunt favorizate sau care apar mult mai frecvent în condițiile unor exces. Îmi dau un exemplu de pacienții care fumează, de exemplu. Cancerul de vezică urinară este mult mai frecvent la acești pacienți. Ministerul Sănătății spune că a pregătit pentru anul viitor o lege prin care să prevină astfel de dependențe. Există la medicii de familie un serviciu plătit de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Tot Ministerul Sănătății derulează un program național Stop Tutun pentru fumători, dar și unul pentru droguri și alcool.